Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Continuăm să discutăm despre crizele pe care le provoacă în Republica Moldova războiul de la hotarul Republicii Moldova, cel din Ucraina. Din păcate, dincolo de criza umanitară provocată de numărul mare de refugiați, am început să simțim în ultima săptămână și alt fel de crize. Agenții economici se plâng, care aveau relații economice cu Ucraina și Federația Rusă, se plâng că întâmpină probleme. De pe rafturi au dispărut unele produse, dar sunt suplinite cu altele. Despre asta și alte probleme, prioritățile Republicii Moldova, de care, din păcate, a trebuit să uite sau să le lase pentru mai târziu, din momentul în care a început războiul din Ucraina provocat de Federația Rusă. Discutăm în această parte a emisiunii. Invitați în studio sunt domnul Radu Marian, deputat PAS. Bună seara! Bună seara! Și domnul Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Sunt două săptămâni și o zi de război din Ucraina. Vorbeam înainte de emisiune cu domnul Marian că, din păcate, firea umană se obișnuiește cu orice ce. Acum ne dăm seama că încet, încet ne obișnuim și cu război, din păcate. Deci două săptămâni de război și tot atâtea săptămâni de stare de urgență în Republica Moldova. Cum este administrată criza din Moldova, criza provocată de război din Ucraina? Da, bună seara, încă o dată, evident că în continuare prioritatea principală a autorităților este să ajute refugiații, să ajute ucrainenii și tot cei care vin de acolo să scape de război, să scape de bombardamente, se depun eforturi colosale, spun eu, pentru o țară ca Moldova. Avem cel mai mare număr de refugiați per capita din Europa. Noi nu ne-am mai confruntat cu astfel de situație și cumva autoritățile centrale, primele persoane în stat, de la prim-ministru până la secretar general, sunt implicați în acest proces. Desigur, avem o mare solidarizare din partea agenților economici, din partea oamenilor care contribuie la acest proces. E o situație fără precedent, desigur că lucrurile pot fi făcute mai bine. În același timp, este clar pentru noi că trebuie să trecem încet cu încet la agenda social-economică a Republicii Moldova. Și de reforme? Și de reforme, desigur. De aia și astăzi am avut o ședință a Parlamentului pentru prima dată după două săptămâni ca să încet revenim la ceea ce ne-am propus să facem. Desigur, ca efect imediat, dincolo de refugiații care vin, avem și aceste consecințe economice. O parte, chiar dacă e o mică parte, să zicem 11% din exporturi merg în Ucraina și vreo 18-19% din importuri, mă scuzați, vin din Ucraina și din Rusia, oricum este o parte însemnată. Mulți agenți economici care până acum importau din aceste țări trebuie să-și găsească alte surse de aprovizionare și atunci e o perioadă mai complicată. Temporar, anumite produse nu există. Oricum, partea bună este că putem să o luăm din altă parte, dar e o consecință a războiului și există anumite complicații. Da. Și eu am încredere oricum că agenții economici și medii de afaceri, împreună cu guvernul, că am început și noi să facilităm anumite transportul internațional de mărfuri, am discutat cu mai multe țări ca să facilităm tranzitul de mărfuri, deci cred că împreună cu mediul de afaceri o să reușim să redirecționăm aceste... Da. Haideți să ne oprim la primul subiect, cel la refugiaților, și să discutăm despre cum este administrată această criză umanitară. Domnul Grigor. Eu cred că noi ne isprăvim destul de bine ca societate, iar în ceea ce ține de activitatea guvernului, cred că se poate mai bine. Problema, obstacolul pe care eu îl văd de două săptămâni și speram să fie rezolvat de pe o zi pe alta și tot de o săptămână încerc să înțeleg se va face sau nu, astăzi trebuia să fie publicată, așa mi s-a spus, o decizie în acest sens. Am tot vorbit despre faptul că administrația publică locală nu a fost împuternicită să-și asume cheltuieli
cheltuielile necesare pentru acomodarea refugiaților, hrana refugiaților, cazarea lor și cheltuielile aferente acestui proces, pentru că este vorba despre agent termic, energie electrică și așa mai departe. Din păcate, iată că 2 săptămâni au trecut și tot n-am văzut o decizie a Comisiei Situații Excepționale cu privire la acest subiect. În ce constă problema? Problema este că, conform competențelor prevăzute de lege și inclusiv competențelor atribuite administrații publice locale, aceștia nu pot cheltui banii de capul lor. Ei au nevoie pentru această perioadă dificilă să primească din partea Comisiei pentru Situații Excepționale o decizie în vederea permiterii efectuării cheltuielilor, acoperirii cheltuielilor necesare pentru cazarea și hrana refugiaților. Lucru care până acum nu s-a făcut. Cineva m-a asigurat alaltăieri, de fapt, că nu avem un contact cu guvernul, din păcate. Cineva ne-a asigurat, de fapt, că există un proiect de decizie, astăzi trebuie publicat, nu știu dacă a fost publicat. În ce constă problema? Problema este că capacitatea de amplasare, de acomodare a refugiaților există în orașe, centre raionale și localități mai mari, acolo unde există cămini, școli sportive, școli generale, unde există capacitatea de cazare, centre de expoziție și așa mai departe. Însă administrația publică locală, neavând fondurile necesare, trebuie să primească susținerea necesară din partea guvernului, în cazul dat, deoarece suntem în situație excepțională, Comisiei pentru Situații Excepționale, prin care, în primul rând, se permitea efectuarea cheltuielilor până la alocarea banilor de la centru, din fonduri, din donații, până la realocarea banilor, că avem cel puțin 12 milioane, colegul poate să mă corecteze, cel puțin 12 milioane colectate din donații, acești bani trebuiau pe măsura parvenirii să fie distribuite între administrațiile publice locale conform unui principiu, per persoană cazată sau per persoană acomodată, cu două capitole sau cu două destinații, cazare și alimentație publică. Din păcate, lucrurile astea s-au reținut și eu sper foarte mult. Noi am putea să fim mult mai eficienți dacă implicăm administrația publică și dacă le acordăm suportul necesar. Și asta trebuie să fie făcut de comisie. Administrația publică locală este implicată. 3 zile în urmă, țin că am avut o discuție cu cei de la guvern și se agrea un regulament. Și s-a agreat cu apelul, de fapt, un regulament de rambursare și alocarea acestor resurse. Acest lucru oricum urmează. Dar legea a permis, pentru că, într-adevăr, în condițiile în care autoritățile locale fac realocări fără exista niște modificări legale, ei sunt pasibili, legal, da. Ei sunt pasibili de răspundere penală. Deci eu nu știu detaliile tehnice, dar din ce am discutat ultima dată, s-a agreat de principiu un mecanism și el trebuie să fie pus în funcțiune. Deci oricum cheltuielile majore oricum urmează să fie acoperite din bugetul statului, dacă vorbim de agenția. Da, dar ei deja astăzi cheltuie banii. Da, sigur că cheltuie. Banii care cheltuie astăzi de unde sunt? Sigur că cheltuie. Bun, dacă e vorba de centre administrate de autorități centrale, sigur că autoritățile centrale și asume cheltuielile, așa cum este, de exemplu, Manej sau... Înțeleg, dar când e vorba de exemplu, când e vorba de apele, dacă și au loc anumite cheltuieli din bugetul apele, de exemplu, pentru agent termic extra, desigur, ele urmează să fie rambursate. Am discutat tata și mai mulți primari și ulterior am discutat și cu autoritățile și asta urmează să se întâmple. Iar, și repet, e o situație de urgentă care nu a mai fost în Republica Moldova și anumite lucruri, desigur, nu se fac chiar în mod ideal. Dar, repet, am discutat, s-a agreat de principiu acest regulament de acoperire cheltuielilor și urmează să fie pus în practică. În asta aveți o comunicare cu autoritățile locale? Este un moment aici, dacă îmi permiteți. Acest lucru trebuia făcut 10 zile în urmă și eu sper foarte mult, asta este o urgență. Eu am vorbit cu 2 primari de orașe mari care au capacitate de cazare și care au sute de oameni cazați. Pentru ei, problema este una de urgență maximală și eu sper foarte mult pe această cale să dezbatem acest subiect și în sfârșit să se adopte acel regulament sau acea decizie. De fapt, nu era nevoie de un regulament, era nevoie, în opinia mea, de urgență de adoptat o decizie prin care li se permitea să aloce bani din fondul de rezervă a administrației publice locale pentru cheltuielile respective și suplinirea acestui fond în vederea suportării cheltuielilor și ulterior cu promisiunea de completa suplinire, de compensare. Era vorba de un mecanism. Era vorba de un mecanism per persoană,
poate ceva. Dar asta putea fi făcut în ca al doilea pas. Pentru că asta devine cu adevărat o urgență și un subiect de stres. De ce? Pentru că administrațiile publice locale devin reticente la cazare, la majorarea numărului până la clarificarea mecanismului, iar numărul refugiaților crește. Deci mai întâi faci ceea ce e necesar pentru a elimina acest bottleneck, da, această îngustare de proces și după care rezolvi deja detaliile parcurs. Pe această cale da. O să... Și comisia avea dreptul să o facă foarte simplu pe o decizie de jumătate de pagină. Bine. Altă problemă este că e nevoie de cooperare interministerială. De ce? Sunt mai multe școli, cămine ale școlilor sportive, ale altor școli, unde au fost cazați refugiați. Acum, nu doar în Chișinău, vorbesc în cazul dat, de exemplu, de situații pe care o cunosc la Bălți. Okay. În două cămine au fost cazați refugiați. Acum s-a terminat vacanța, revin la studii. La studii fizice, da, prezență fizică studenții. Și acum trebuie să dai afară refugiații să-i reamplaseze în altă parte, nu prea ai unde. Și atunci, eu cred că printr-o colaborare și printr-o coordonare elementară între ministeri, s-ar putea de agreat, în cadrul comisiei la fel, s-ar putea de agreat unele instituții să facă studiile online pe perioada acestei situații excepționale în vederea cazării mai bune. Locuri de cazare, oricum, sunt disponibile, această realocare sau reamplasare a refugiaților, oricum are loc. Dar îmi notez, eu personal nu știu de subiectul dat de Bălți. Vă spun eu că eu comunic cu primarii și atunci, eu înțeleg ce se întâmplă. Atunci, știi că ne-ați sesizat, o să neapărat ne documentăm și o să aflăm. Dar nu cred că este ok ca să treacă studiile la nivel online, mai ales că... Nu vorbim despre toate școlile, noi vorbim despre unele școli care au cămini. Chiar și unele școli, oricum. Trebuie studiile să privină la prezență fizică și așa putem să ne permitem să pierdem procesul de educație pentru studenți. Așa că, repet, o să găsim locuri de cazare în altă parte, dacă e necesar. Mersi că ne-ați sesizat. Păi, sper foarte mult. Nu știu cum asta o să faceți, de exemplu, la nivel de Bălți. Trebuie să, dacă da, Bălțul are, ca și orice oraș, are anumite capacități, anumite parametri. Parametrii ăștia trebuiau analizați. Noi am discutat și la întâlnirea cu doamna președintă Maia Sandu. Și am dat mesaje la nivel de membri comisiei. Că trebuia făcut o bază de date a capacităților elementare, fizice, de cazare. Da, și aceste lucruri nu sunt foarte evidente. Bază de date. Cum are loc comunicare? Aveți o comunicare în general eficientă cu autoritățile locale? Bun, eu n-am prea auzit vocea primarului din Bălți sau din alte localități, dar în schimb este foarte auzită vocea primarului din Chișinău, care vorbește despre faptul că are nevoie de suport financiar pentru că se confruntă cu niște cheltuieli nebugetate, cu scumpirile care s-au întâmplat. Bun, domnul Ceban are multe alte supărări și trebuințe. Da, o comunicare aveți cu dumneavoastră, cu alți primari? Sigur, comunică. Deci, colegii mei comunică cu primarul. Deci, aceste probleme sunt abordate, dacă vorbim de cheltuieli, repet. El tot se revoltă atunci când vine acolo. Păi, domnul primar se revoltă din alte motive. Acum, oricum, alți primari cumva au dat dovadă de înțelegere și știu că cumva lucrurile au loc într-un anumit proces și o să întâmple aceste rambursare, oricum, la un moment dat. Dar noi lucrăm, de exemplu, deputații, unii s-au repartizat pe anumite centre, da, de refugiați, da, și ajută la coordonare. Eu, de exemplu, m-am ocupat am fost implicat mai mult într-un grup comun de comunicare cu toate instituțiile statului, da, și comunicăm tot ce înseamnă de combatere de falsuri și a oferi informații urgente oamenilor. Dar în funcție de deputați și de colegi din guvern se implică pe anumite subiecte, dar este un centru de comandă și el funcționează, dar repet, e important ca acest proces de administrare refugiaților să fie cumva administrat separat, pentru că nu mai putem să implicăm apă și deputații și tot aparatul central de la guvern în acest proces, pentru că trebuie să ne ocupăm de situația curentă. E o situație nouă, repet, avem război peste frontieră, nu ne-am mai confruntat cu așa ceva, ar fi nefiresc să funcționeze totul ideal și extrem de bine, dar în principiu cred că toți s-au mobilizat și apeleurile și guvernul și oamenii, cetățenii și voluntarii și business-ul, absolut toți.
De acord, dar e nevoie acum statul să preia și să creeze un centru de coordonare a crizei și într-adevăr să elibereze. El este, a fost creat peste câteva zile, dar trebuie să începe să funcționeze. Trebuie să începe să funcționeze, exact. Pentru că s-a vorbit despre centralizare, s-a vorbit despre partizări, s-a vorbit despre semnarea sarcinilor, dar un pic, totuși, eu văd mai mult voluntarii au preluat lovitura decât instituțiile. Bun, haideți să vim așa. Fiecare are un rol important. Există persoane dedicate pentru anumit proces, pentru ajutare umanitare, pentru administrarea asistenței externe, pentru coordonarea tot ce înseamnă spații pentru refugiați. Deci există persoane responsabile la guvern. Nu cred că este corect să spui. Eu înțeleg, eu nu spun că nu, dar eu vă spun despre faptul că cunosc despre comunicarea primarilor cu guvernul. Și cum au avut loc două discuții cu doamna prim-ministră Natalia Gavriliță. S-a semnalat prima dată, vreo 8 zile în urmă sau o săptămână în urmă mai mult, s-a semnalat criza asta, de necesitatea asta de adoptare a deciziei și această ineficiență, deficiență, și atât că au trecut deja, a trecut o jumătate din perioada în care noi încercăm să acomodăm refugiații și încă nu s-a adoptat. Deci lucrurile cumva necesită de, noi avem nevoie de debirocratizare, noi trebuie să fim flexibili. În situații de urgență trebuie să fii flexibil. Trebuie mai întâi să rezolvi, pe urmă să aduci detaliile în concordanță. Și eu sper foarte mult că guvernul să se organizeze mai bine în acest sens și încă o dată, administrațiile publice locale sunt acele care au capacități mari de acomodare, doar că trebuie. Au capacități mari. Care sunt capacitățile de stat de acomodare? Acum, nu vreau să dau sens că dacă undeva vreo 11.000 de locuri la centralizare. Cifrele au fost publicate, ele sunt. Noi am găzduit în Moldova peste 100.000 de persoane. Da. Cifrele oficiale arată că 3/4 din acest număr sunt găzduiți acasă la cetățenii Republicii Moldova. Da. Fie în apartamente pe care le-au pus la dispoziție gratuit, fie închiriate, fie, nu știu, hoteluri, ce mai avem noi unde puteau să fie găzduiți. Deci statul, povara pe care a căzut pe stat în prima perioadă acestui val de refugiați, este mult mai mică decât povara pe care și-a asumat-o din bună voință, din deschidere cetățenii. Acum, cred că toată lumea este realistă și înțelege că entuziasmul oamenilor tot se va termina. La un moment dat, oamenii ei vor ține pe refugiați acasă, dar vor vrea să revină la viața lor normală. Așa oamenii așa asumă cheltuieli pentru. Exact, da. Și asta refugiate. Nu cer, nici nu o să vină să ceară, dar la un moment dat o să zică statul, hai, vină și conștientizăm asta. Și ce facem? De momentul două lucruri importante pe care noi inclusiv le cerim la partenerii internaționali. În primul rând, se asigură aceste coridoare verzi. Pentru că, în primul rând, e firesc că mulți din acești refugiați vor să meargă mai departe și noi nu trebuie să-i, cumva, să-i încurcăm în acest proces. Să fie deschiși toți partenerii europeni să primească acești refugiați, așa cum a fost și noi deschis. Și doi, să primim multă asistență din partea partenerilor externi. Repet, avem un număr colosal de refugiați la o țară atât de mică și așteptăm suport, nu doar financiar și nu doar umanitar, dar și la nivel de logistică. Deci, oricum, urmează să vină o echipă la nivelul ONU care să ne ajute la tot ce înseamnă administrarea procesului de cazare și de a avea grijă de acest refugiați. Pentru adică conștientizăm ce cu timpul că mulți o să vină în aceste centre. Să construim centre noi sau ce să ne bun, ajut. Iarăși, e greu să prezici ce să fie mai departe. Dar o parte vor pleca, mare parte vor pleca mai departe, o parte se vor întoarce în centrele care sunt administrate de guvern sau de autoritățile publice locale. Desigur, nu vrem să ajungem în situația în care să construim, mini-orășelele alea, camps, da, pentru că, mă rog, asta nu e confortabil pentru refugiați și vrem să evităm această situație. De aia, repet, coridoare verzi, dar și asistență logistică și umanitară din partea partenerilor noștri care să ne ajute să administrăm tot acest proces. Da. Vreau să trecem la alt subiect, că avem multe de discutat. Vreau să trecem la război informațional. Peste al avem deja în Republica Moldova, de mult timp. Cam cred că de când a început el și în Ucraina, adică încă din vară. Pregătiți pentru asta. Pe mine m-a mirat să văd astăzi reacția SIS-ului și a procuraturii la un mesaj de incitare la ură și la război venit din partea unui fost politician care s-a produs în spațiu public despre faptul că el s-a produs
Înțeleg că SIS-ul și procuratura a aflat de la societatea civilă și cei care sunt pe rețelele de socializare care au sesizat instituțiile de stat și De unde asta că a aflat la societatea civilă? Păi așa am văzut eu ieri, că ieri au sesizat, domnul Groza ieri a sesizat SIS-ul și procuratura că iată Roșca face acest mesaj. Și astăzi SIS-ul a venit cu o decizie și procuratura cu alte decizii. Eu intuiesc că au văzut și ei mesajul imediat ce nu, a fost. Nu, postat. Eu mă întrebam dacă aceste instituții n-ar trebui să prevină astfel cum de lucruri. Să nu știu. Ce spun, nu, demenții. Sens că... Pentru că știi că sunt demenți și că ei seama, produc astfel okay, de lucruri. Nu înțeleg că ce să vii să iai pe sus gândindu-te că el să spună o prostie. În sens că... Nu, dar el nu se produce prima dată. Deci de când s-a început războiul, nu este prima lui reacție publică. Deci întrebarea este partea asta de război informațional. Cine ne asigură securitatea în acest război? Bun, aici trebuie să participe toți, sigur, în primul rând statul și institutele statului, securitate și SIS-ul și CSE-ul și procuratura și toți ceilalți, dar și cetățenii să fie vigilenți și să raporteze orice fel de fals și să atenționeze autoritățile în acest caz. Pentru că noi avem, de exemplu, o linie de comunicare deschisă cu Facebook în aceste zile. Cine noi? Cu autoritățile. Autoritățile. Da. Uh-huh. Și atunci se încearcă a accelera acest proces de a bloca orice fel de conținut care ar fi ar incita la ură sau sau chestii genoastre. Și dar e important are, să fie deschis Facebook. Da, doar că acest... se mișcă mai adică asta decât... s-a început se produce da, se sau încă nu? Se blochează conținut, desigur nu întotdeauna la fel de repede așa cum ne-am dorit. Dar ceea ce vreau să spun eu este că în acest proces de a lupta cu falsurile și cu incitarea la ură trebuie să participe și tot. Deci nu trebuie să fie totul doar pe umerile statului. E important ca cetățenii și societatea civilă să raporteze anumite chestii și eu nu văd nimic rău în asta. Nu, eu nu văd rău în faptul că oamenii raportează. Întrebarea este SIS-ul nostru, acest serviciu de inteligență pe care l-a venit. SIS-ul deja a luat este anumite... capabil să depisteze riscurile înainte ca ele să se producă efecte? Eu nu știu bucătărie... Pentru că ăsta trebuie să fie, de fapt, rolul acestui institut. Eu nu știu bucătăria internă a SIS-ului, eu nu știu ce acțiuni concrete au luat, poate și au luat anumite acțiuni care nu se văd și care au prevenit anumite destabilizări ei mai mari. Nu informează pe nimeni. Dar bun, nu trebuie să mă informeze pe mine. Eu nu știu, mă informează pe doamna președinte, poate, sau colegii de la Comisia Securitate, nu neapărat ne informează pe toți, mai ales dacă e vorba de chestii sensibile. Deci asta, desigur, un rol important îl are SIS-ul aici. Dar SIS-ul deja a luat niște acțiuni, a blocat anumite site-uri, anumite surse mass media care distribuiau falsuri. Eu, dacă mi-am amintesc bine, vreo 6 site-uri de când a început această criză. Iar noi avem propagandă pe online masivă și mult mai mult decât 6 site-uri. 6 site-uri la care cum? Pe Sputnik a arătat toată lumea cu degetul și era evident că trebuie să iau o măsură. Și acum, ce pentru care ia sesizat iarăși toată comunitatea Facebook, că e o problemă cu acest politician. Eu nu știu bucătăria internă a SIS-ului, nu știu care anume acțiuni au făcut. Nu exclud că au făcut anumite acțiuni care au prevenit. Nu, bucătăria internă. Eu tot nu vreau să știu bucătăria internă. Eu înțeleg că Republica Moldova este într-un război informațional. Da. Pe care, în care rezistă cu greu. Deci ceea ce pentru că presa independentă care informează corect nu e atât de mult în Republica Moldova. Oamenii sunt lăsați pradă informației de pe rețele de socializare. Autoritățile, ce am făcut noi? În primul rând, doamna președinte, din start, a chemat toți liderii politici. Și de la guvernare și în opoziție. A zis că oameni buni, acum nu e timpul de ceartă și de geopolitice. Cumva s-a reușit cel puțin tentativ să temporar să fie această pauză de lupte geopolitice și așa mai departe care ar tensiona și mai mult societatea. Asta e o mare realizare în spațiul nostru. În același timp, noi avem un centru de comandă de comunicare unic și inclusiv și această platformă, prima sursă, o folosim intens pentru a stopa și a bloca falsurile. Deci ceea ce noi facem și ce facem imediat, în momentul în care apare un fals sau apare informație care prezintă un pericol pentru societate, noi demontăm imediat. Da, asta are un efect domnul, important.
domnul Marian. Partea de prevenire este mai complicată. Dumneavoastră luptați cu efectele. Eu întreb, în Republica Moldova este instituție care încearcă să blocheze cauza? Nu? Că noi o să tot combatem fake-uri care apar. Dacă nu vom distruge centrul de unde ele societate sunt create. Este, orice societate este complexă. În țara asta există peste 2 milioane jumătate de oameni. Eu înțeleg că sunt anumite centri, da? Care da. Evident e oarecum vizibil. Acum, chiar cu această campanie de incitare la ură împotriva refugiaților. Să vedem. Da. Eu nu știu, poate s-au făcut niște investigații și sperăm să fie niște rezultate. Noi trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după revenim cu opinia dumneavoastră, părerea dumneavoastră, domnule Gligor. Lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, băi, sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e debatul nostru, nu vreau. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel? Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovesche, de Start agende informaționale la știrile amiezei, de la ora 12:00. Transmisiune în direct. Evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Am revenit în studio. Înainte de pauză, vă discutam despre război informațional în care deja Republica Moldova este implicat de mult timp. Și ne întrebam despre capacitățile instituțiilor de stat de a face față acestui război. Capacitățile sunt mici, serviciul informației de securitate, din păcate, este un serviciu slab, este un serviciu contradictoriu, instituții contradictorii după mine, care necesită un audit, necesită o evaluare, o restructurare, o curățire, ca și absoluta majoritatea instituțiilor de securitate și ordine, și menținerea ordinii de drept, și ordinii publice, și la general, tot ce țin de blocul organe ale justiției și securitate. Capacitatea lor de a monitoriza în timp real și de a preveni anumite falsuri este una infimă, este una foarte mică. Ei acționează în mod tradițional post factum și de regulă dacă au fost sesizați și dacă s-a ridicat, s-a făcut presiune publică și acest subiect a fost ridicat de mass media sau de societate civilă. Astea sunt realitățile noastre, nu trebuie să ne așteptăm la prea multe.
În același timp, în ceea ce ține de rețelele sociale, trebuie să fim mai organizați noi înșine și să raportăm profilurile false și persoanele care distribuie mizerii și manipulează oamenii. Ce se întâmplă acum pe Adnaclasnici și alte... Dau seama. Nu știu câți dintre cei care pot să se mobilizeze, se regăsesc și fac vreun efort. Înțeleg. Și TikTok-ul e exact aceeași situație. Da, avem nevoie de îmbunătățirea cadrului legal pentru a fi posibil atragerea la răspundere mai eficientă în plan contravențional și, desigur, penal. Eu sunt sigur că 1-2 dosare penale duse până la condamnare în instanță, conform normei stricte a legii, ar rezolva, credeți-mă, foarte mult problema falsurilor, pentru că oamenii ar înțelege că există răspundere. Atunci când rețelele sociale sunt percepute ca pe o platformă de pe care îți poți permite orice ce și nu porți răspundere pentru niciun fel de luare de atitudine, poziție sau promovare de mesaj, sigur că există foarte multe abuzuri. Însă, repet, în Republica Moldova există o duzină de personaje care folosesc rețelele sociale, diferite platforme, pagini web, personale, pentru dezinformare, manipulare și propagare de falsuri. Dar asta pentru ce se face? În interes de care? Asta se face pentru că serviciile secrete ale altor state lucrează foarte intens în Republica Moldova, în special serviciile Federației Ruse, care întotdeauna au avut o prezență din momentul creierii statului. Serviciile de inteligență moldovenești trebuie să știe despre asta. Sigur că da, trebuie să existe direcția contraspionaj, ea există de altfel în cadrul Serviciului Informației și Securitate, care trebuie să dea dovadă de anumite rezultate. Însă noi, bine, luând considerați ceea ce se întâmplă, nu vedem să fie eficientă activitatea acelor instituții. În același timp, trebuie să menționăm, pe lângă meritul mass media independentă, pe lângă meritul formatorilor de opinie care care nu li este, să zicem așa, frică să vorbească, să spună lucrurilor pe nume despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, există și un proces, un val de informații care vin din partea autorităților ucrainene. Deci informarea, campania de informare, reflectare a situației din Ucraina, de pe fronturi, din orașele, societatea ucraineană, orașele ucraineni și așa mai departe, este una destul de bună. Eu cred că, punct de vedere al concursului informațional, ucrainenii au fost foarte eficienți în această perioadă și sunt bravo. Și asta este un lucru bun pentru că inclusiv cetățenii noștri, fiind vecini, stau pe canalele de Telegram, site-urile ucrainene și agențiile de știri și așa mai departe. Dar totuși, noi trebuie să ne întărim capacitatea instituțională și odată cu acest SIS trebuie de făcut ordine. Da. Trecem la un alt nivel de criză pe care ne-o provoacă războiul din Ucraina și aici vreau să vorbim despre crizele de panică care apar periodic. Săptămâna trecută o țintă acestor crize de panică care, slavă Domnului, a putut fi ținută sub control, a fost sistemul bancar. Atunci când s-a încercat să se inducă această idee că banii nu o să mai fie, dolari și euro nu mai sunt pe piață, repede la bancomat, scoateți banii, schimbați-vă și țineți-i la ciorap. Cumva s-a reușit depășirea, oamenii au înțeles că lucrurile nu sunt atât de grave, bani sunt și în bancomate și în bănci. Săptămâna asta am văzut o lovitură, mie mi se părea anecdotică, dar din păcate ea este reală, când oamenii au dat buzna în magazine să cumpere sare. Da? M-am uitat și eu ieri la reportajele de la TV, oameni care cumpărau câte 10 cutii de sare și mă gândeam, cât timp îți trebuiește să mănânci 10 cutii de sare? Ce poți să faci cu atâta sare? Deci asta este amuzant, dar este și foarte trist, pentru că probabil că este un experiment. A reușit. Poate continua cu alte produse. Astfel de cazuri, ele de unde apar, dacă ați analizat? Cum apare această panică că dispare sarea, că dispare benzina, că dispare nu știu ce mai dispare din Republica Moldova? La astfel de acțiuni sunt mai multe motive. Este cel mai simplu, spui că cineva stă în spatele cuiva și asta e, în sens dacă vă referim la panică și sare sau altceva. Sunt anumiți oameni care poate într-adevăr vor să provoace.
Sunt anumiți oameni care din frică sau din alte motive se duc, din o psihoză, se duc chiar și cu presarea asta. Da, nu se duc toți odată. Și se distribuie toată chestia asta în spațiu public și atunci un fel mi-a urmează un fel de val, da? Și determină pe alții să facă același lucru. Ceea ce noi, pentru că în situații de război, când este război la frontieră, lucrurile se schimbă în fiecare zi. Și este foarte greu să prezici care o să fie următoarea psihoză, da? Uh-huh. Noi, ca autorități, trebuie să punem lucruri foarte clar. Chiar dacă sunt anumite probleme pe lanțuri de aprovizionare pentru anumite produse, trebuie să fie foarte clar pentru cetățeni că, oricum, Moldova are capacități să se aprovizioneze și cu sare și cu alte produse. Dacă nu din Ucraina, de România. Câteva zile poate durează până se reprofilează. Dar este important să înțelegem cu toții că e bine să cumpărăm în cantități normale. Pentru că dacă cumpărăm orice fel de produs în cantități neobișnuite, tot nouă ne face rău. Deci comunicarea publică rapidă este cel mai important instrument pe care îl avem noi. Nu trebuie neapărat să, știți cum, să diminuăm și anumite aspecte obiective, de exemplu, ne referim la carburanți. Acolo, într-adevăr, pentru unii importatori, pentru că benzina sau carburanții au crescut atât de mult, prețul de import, de exemplu, a crescut cu 70% în 2 săptămâni, vă dați seama. Este ceva nemai văzut. Și atunci, într-adevăr, apar pe alocuri, izolat, cei care nu mai pot să aduc în Ucraina trebuie să reprofileze. Anumite stații, da, într-adevăr, poate au probleme. Dar dacă ne uităm la volumul de import, el este la fel sau chiar mai mare. De exemplu, în primele 9 zile ale lunii martie, volumul de import de motorină este mai mare decât primele 9 luni ale lunii martie din 2021. Deci trebuie... Dar asta de ce e determinat? Și de număr mare de refugiați care ajung sau nu? Nu știu, depinde de foarte mulți factori. Poate fi și pur și simplu că e o creștere economică sau altceva. E lansare mai degrabă economică decât creștere după pandemie. Și poate fi și faptul că e o cerere mai mare, că sunt mai mulți refugiați. Dar anumite chestiuni, constrângeri de preț sunt. Și e o perioadă complicată prin care trecem, dar trebuie să fie foarte clar pentru cetățenii că produse sunt și vor fi. Asta este cel mai important. Dar pentru asta oamenii trebuie să aibă încredere că mereu informați corect. Uh-huh. Da, și că de frică să nu induceți panică, uneori să nu ascundeți niște realități. Adică este important să știm că atunci când există riscul să nu avem ceva, să vină guvernarea și să ne zică s-ar putea să avem insuficiență sau un fel de deficit pentru anumite produse. Revenind la domnul Grigor, dacă aici vreți să spuneți ceva, dacă nu urmă. Da, eu aș vrea să spun în primul rând despre carburanți. Scumpirea rapidă a carburanților va lovi în cetățean. Va lovi prin consumul personal, dar va lovi și prin prețurile la serviciile prestate de transportatori. Și dacă statul nu va interveni prin două direcții, prin două perspective, acest subiect, eu cred că vom avea din nou anumite efecte negative. În primul rând, deja nu știu a câtelea an, vedem cu ochii noștri existența unui cartel pe piața carburanților, la nivelul petroliștilor. Până la reglementare și plafonare, diferența era de 2 bani între diferite companii per litru. După plafonare, diferența 1-2 bani. Pe plafonare, evident că spune plafonul. În momentul în care există competiție și agenția concurenței funcționează și demonstrează existența înțelegerilor de cartel ca un instrument extrem de larg în sensul documentării companiilor, verificărilor, atunci diferențele sunt mult mai mari. Și în statele unde există concurență și agenția pentru concurență, de exemplu, care în România a dat miliarde de lei amenzi, în Republica Moldova, Agenția Concurenței n-a dat nimic. Absolut, de asta și este această plafonare. Și avem nevoie, această plafonare, ea îți spune marja cât de mult profit poți face tu pe un litru. Dar eu fiind în competiție și dorind să vând mai mult într-o competiție reală cu alți 5-7 importatori, eu îmi cobor prețul. Pentru că eu sunt de acord să lucrez la 2 lei, la 1,50 lei, la 1. Însă dacă eu ajung la o înțelegere cu toți participanții pe piață, uite, hai să nu ne facem de cap și punem diferențe de 1-2 bani, atunci asta este înțelegere de cartel. Și în această situație este nevoie de o investigație amplă și eu sper că numirea la Consiliul Concurenței a unui nou șef
va duce la un șir de controle sistemice, profunde, argumentate, comunicate corect public, care vor demonstra, demonstra existența acestor cartele pentru că ele există. Și asta nu este doar acest domeniu. Noi avem nevoie să verificăm ce se întâmplă în retail, în magazinele, în lanțurile de produse alimentare, pentru că prețurile au fost majorate și marja de profit a fost majorată nejustificat. Și revine din nou autorității stat, autorităților competente ale statului, să verifice în ce temei își permit să facă aceste lucruri, în special în perioada situației excepționale. Eu am informații că sunt obținute acum mega profituri și dacă se va lua statistica și se va face o analiză financiar-contabilă raportată la ce a fost anul trecut și anii precedenți, veți vedea cât de tare au crescut profiturile rețelelor de produse alimentare și asta sunt bani pierduți de cetățenii noștri puși din buzunarul nostru. Noi în starea de urgență am introdus limitarea adaosului comercial a produse alimentare numai pentru a nu admite anumite speculi sau creștere nejustificată la produs. Am extins această listă de produsuri la care este limita la adaos comercial, la carne, la ouă, la câteva produse cheie care nu erau până acum. Și asta este instrument care îl folosim în această perioadă ca să prevenim ceea ce spuneți dumneavoastră. Pe carburanți, problema este istorică. Ei deja, Consiliul Concurenței are un raport. Ei trebuie să acționeze. Un proiect de raport. Da, și ei trebuie să acționeze. Dar eu deja și noi, dar între timp, deci este raport. Această plafonare de prețuri care mecanism de plafonare care nu admite creșteri nejustificate la adică problema este asta, aveți siguranță că în magazinele alimentare din Moldova nu se exagerează cu prețurile și nu face cineva profituri. Bun, eu nu pot să nejustificate din asta. Să declar cu siguranță, la final m-am referit la carburanți, acolo e reglementat prețul, deci dincolo de această marjă de 2,62 nu ai astea sunt lucruri diferite. Încălcarea regulilor concurențiale și plafonarea venitului, plafonarea profitului. Totuși, sunt mai multe lanțuri de magazine, sunt mai mulți furnizori, e mai complicat să ai înțelegeri de cartel, dar nu exclu că sunt abuzuri. De asta și am intervenit prin Comisia Situații Excepționale și am limitat adaosul comercial în această perioadă. Pentru că, pentru anumite produse, nu? Da, pentru sigur, toate. Pentru produsele cele mai importante, da. Mărirea prețurilor, majorarea prețurilor pentru combustibil, probabil că va produce efecte și asupra agriculturii. Noi suntem primăvara, exact momentul în care trebuie să înceapă. Ce faceți? Înceapă lucrările? Deci noi acum lucrăm la o soluție de a ajuta în special agricultorii și transportatorii, pentru că transportatorii sunt cei care prestează servicii de transport public pentru cetățeni și deja se discută acum, se finalizează anumite soluții, fie rambursare parțială a TVA-ului sau a accizilor. Asta ar fi soluția noastră de suport. Nu cred că vom merge pe soluția de a micșora parțial la toți accizile sau altfel, pentru că, mă rog, nu este echitabil. Bun, haideți să spunem altfel. Eu nu sunt agricultor, nu știu cum funcționează lucrurile astea, dar încerc logic să gândesc. Eu sunt agricultor, am niște bani pregătiți din toamnă pentru lucrările de primăvară, pentru că trebuie să fac niște lucrări. Acum, odată cu scumpirea carburanților și probleme, înțeleg că sunt și cu semințele care urmează să fie plantate, eu îmi dau seama că nu mai fac față cu banii pe care i-am avut, pentru că între timp prețurile au crescut. Exact, costurile de... Exact. Ce să fac eu? Deci eu pot să pun mai puțin, să sădesc mai puțin, să plantez mai puțin, asta înseamnă că Republica Moldova, în toamnă, deci, va culege mai puțin. Deci, statul are câteva instrumente la dispoziție. Unu, vorbim de aceste subvenții care se oferă, de exemplu, pentru a procura tehnologie sau alte instrumente. Acum, statul poate să poate să ajute spre a identifica, de exemplu, semințe sau fertilizanți mai ușor prin alte resurse. Statul are instrumente mult mai simple. Accize, TVA ar putea interveni și în acest sens. N-ar putea, el trebuie să intervină, pentru că cu motorină 25 de lei, în curând 27 de lei, nu faci mare agricultură. Aproape jumătate din prețul unui litru de benzină este acciza de stat. Asta e aceeași logică, absolut defectă în opinia mea. Nu vreau să intru în populism, odată ce s-a majorat cu 7... Nicio țară în Europa nu renunță acum la acciză și TVA. România a renunțat. Trebuie să plătim? Nu a renunțat.
Unica țară care a renunțat la, la accize este Ungaria, care are alegeri și în Ungaria știți ce? Acolo benzinările sunt... România a renunțat la parțial la accize, au redus accizul. Nu e adevărat. Informați-vă mai bine, vă rog. Noi trebuie să plătim pensiile și salariul. Trebuie să plătim drumul. Trebuie să plătim pensiile și salariile. 6 miliarde de statul a încasat din accize și TVA. Dacă... În momentul în care noi să ne blocăm economia, noi nu o să plătim nimic. Pentru că din Republica Moldova, vreau să vă aduc aminte, în fiecare zi pleacă antreprenori. De la milionari și multimilionari pe care îi cunosc personal, până la oamenii care au vânzări de 2000 de euro pe lună. Și dacă dumneavoastră nu o să faceți politică economică pentru a opri acești oameni și a motiva să reinvestească în economia noastră și să deschidă locuri de muncă, să mențină locuri de muncă în perioada de criză, nu o să vă salveze nici accizul de 100% la import. Pentru acea benzină și acea motorină. Statul Republica Moldova a devenit de mult un stat neconfortabil pentru oamenii de afaceri. În special pentru cea mai importantă categorie, oamenii mici, oamenii de afaceri mici, da, microafaceri. Ăștia sunt loviți cel mai tare. Și dacă nu se veniți în întâmpinarea lor, nu o să fie o problemă. Și eu sunt de acord cu interzicerea exporturilor anumitor produse pe care noi le producem pe perioada asta de nesiguranță pe timp de război și pandemie. Eu sunt de acord cu chestia asta, dar ea trebuie să fie făcut selectiv. Atunci când avem o mega roadă de porumb, trebuie anumite volume permise la export pentru ca agricultorii să-și poată suplini. Care e problema? Ei nu declară. Nu declară bani. Să facem ordine cu declararea. Asta e. Hai să facem ordine aici. Vă plângeți acum, dar ce ați declarat mai puțin pe rom? Și asta este o problemă. Sper să-i determin pe mulți agenții economici să-și schimbe comportamentul. Întruniți producători, vorbiți cu ei. Explicați-le situația. Vorbim de spor pentru mediul de afaceri. Noi am făcut câteva lucruri. Am deschis masiv calea către creditare. Acest program de garantare a creditului deja în câteva luni s-au oferit vreo 600 de garanții în valoare de peste 1 miliard de lei. Este un început care nu s-a întâmplat să până acum. Să nu contați pe creditare în perioada de turbulență. Nu contează. E important ca oamenii să aibă acces la finanțare. Este unul din cele mai importante lucruri care au nevoie oamenii de afaceri. Este foarte important, dar birocrația, în perioada de criză este secundară. Am ușurat în anumite aspecte modul în care se interacționează cu statul, tot ce înseamnă pachetul de digitalizare. Acum introducem niște măsuri în plus pentru a nu fi necesar, de exemplu, facturi fiscale sau tot felul de lucruri birocratice. Deci clar că e un început de proces. Sunt multe alte lucruri pe care putem să le facem și să le facem în continuare. Vreau să revin la întrebarea mea legată de... Doar vreau să... Este foarte important. Atunci când Republica Moldova nu este producător de automobile, dar are unele din cele mai mari taxe la vămuirea mașinilor. Da? Pentru că o mașină poate fi vămuită în Moldova și cu 7-10.000 de euro. Noi încercăm să rezolvăm această problemă sau să ameliorăm situația. Domnule, o clipă. Haideți să nu ne întrerupem pentru că eu încep să mă înriv la chestia asta. Nu ne întrerupem și asta este regulă. În momentul în care încercați să compensați și să ajutați oamenii vulnerabili, permițând, admițând importul pieselor uzate la automobile, asta e cum ai rezolva o durere de cap cu amputația unui picior sau unui membru. Astea sunt lucruri care, din punct de vedere economic, sunt inversate. Republica, în loc să întinerim parcul de automobile, vă explic, și să nu umblăm cu vechituri, prin diminuarea vămuirii, prețul de vămuire a automobililor, noi permitem importul pieselor uzate la automobile. Toată regiunea se permite o clipă. Eu vorbesc despre toată regiunea, taxele la vămuire sunt acolo, în alte, unde există propria producție automobilistică. Dar uniunea a luat că la noi taxele vămuire sunt mai mari ca în alte țări. De ce dumneavoastră considerați că taxele noastre sunt mici? Dacă îți iei o mașină scumpă de 40.000 de euro cu motor 3 litri, evident că îți plătești mult. Să plătești 3.000 de euro pe vămuirea unui automobil de 2 litri este eu mult. Eu vreau totuși să revenim la problemele agricultorilor, de la problemele asta este logica, de mașini scumpe. Asta vreau să fac paralelă. Da? Se rezolvă lucrurile pe partea cealaltă. Aici, în ceea ce ține de motorină, benzină, este nevoie de rambursare de accize, este nevoie de diminuare măcar pentru transportul de pasageri și pentru... Asta trebuie făcut, asta trebuie făcut la altă era. Iată, de exemplu, agricultorii care ne privesc acum, ei pot să-și dea seama, din toată povara asta de majorarea combustibilului, bun, nu mai vorbim de celelalte tarife care cresc, dar doar combustibilul, iată primăsurile pe care le planificați dumneavoastră să le luați. Cât ei povara asta în procente? Cât va scădea de... Trebuie să vină guvernul cu măsura finală și cu calcule, dar noi suntem un război.
la graniță. Deci noi avem un șoc. E adevărat, dar la noi nivel vrem să avem regional ceva și internațional tot ce înseamnă prețuri la carburant și la toate lucrurile astea. E adevărat, dar ideea și este noi ne gândim ce o să facem la toamnă. Păi da, și am spus că avem prioritatea să ajutăm agricultorii și transportatorii în special și să intervenim pe partea de acciză sau TVA. Se lucrează la asta, s-a anunțat deja și o să venim cu clarificare. Am să rog regie să-mi spună câte minute mai avem. 4 minute. Doar o să începem discuția, o să o continuăm luni probabil cu ministrul justiției, pentru că războiul, criza ne-a apucat în momentul în care ne pregăteam de niște reforme care urmau să fie inițiate în justiție și care au fost puse pe pauză în această perioadă. Eu nu știu de ce au fost puse pe pauză, poate o să-mi explicați dumneavoastră de ce. În perioada în care aducem refugiații, nu puteam să facem și prevetingul, că parcă nu sunt tot aceiași oameni care trebuie să facă una și alta. Dar lucrurile au fost puse pe pauză, înțeleg că s-au făcut niște modificări la legea cu privire la preveting, pentru că s-a depășit niște termeni și când revenim la prioritățile planul pe justiție, era ca în iunie, că cerere la UE am depus. Planul era ca în vară să avem o structură nouă la CSM și la CSP. Da, înțeleg că acum nu o să mai fie posibil exact în termenul pe care l-am în vară, bun, dacă era în iunie, sperăm să fie, nu știu, în iulie, eu nu știu, nu sunt detalii, dar asta este foarte important. Dumneavoastră ați înțeles de ce a fost pus pe pauză procesul ăsta? Aveam război la frontieră, dați seama. Și chiar dacă sunt procese diferite, dar absolut toate structurile statului la început au fost implicate în tot ce înseamnă și criza de refugiați și aspectele date și Ministerul Economiei și Educației și Justiției. Și s-a pus pe pauză toate procesele, ședințele Parlamentului și tot. Mai ales că s-au atestat riscuri în anumite procese judecat. Cu sistarea proceselor de judecat. Și dacă ne referim la acest preveting, trebuia să fie votat, mă rog, încă într-o lectură finală, dar că a fost pauză de ședință de Parlament. Uh-huh. Deputații, practic toți, au fost implicați în tot ce înseamnă centru de refugiați și coordonare. Și atunci am luat această pauză în 2 săptămâni. Eu cred că este un lucru firesc. Și de asta și spuneam la început de emisiune, e important să trecem cu încetul la realitatea orientă a Republicii Moldova. Exact, reforme, justiție, economie, social. Este crucial pentru noi. Mai ales că am depus cerere de aderare la Uniunea Europeană și așteptăm, nu știu de ce, mâine să ne dea acceptul, dar noi nu ne-am făcut temele pentru acasă. Absolut, trebuie să fie foarte clar. Trebuie să ne facem temele pe acasă și nimeni nu o să ne ia Uniunea Europeană de ochi frumoși. Absolut sper nimeni. Sper să înțeleagă asta toată lumea. Domn Gligor, pe justiție. Eu zic, dacă tot așa continuă pe justiție, o să ne ia numai dacă pentru ochi frumoși. Este mult prea puțin timp ca să discutăm ce se întâmplă în justiție în 2 minute. Nu s-au atestat mari schimbări spre pozitiv, spre mai bine. Fără o reformă structurală a domeniului respectiv, fără schimbarea arhitecturii, în special în ceea ce ține urmărirea penală, am vorbit 100 de ori despre asta, fără lichidarea acelui PA, PCCOX, CNA, promis de pas de 5 ani, nu o să avem mari realizări, avem nevoie de un nou organ anticorupție. Direcția pe care se merge acum este greșită, am mai spus lucrul ăsta și o să vedem, o să te convingem de acest lucru peste 4 ani. Prevetingul. Trebuie pornit acum, dacă mai continui starea asta cu războiul, sau trebuie să așteptăm să trecem de incertitudinea asta provocată de război? Trebuie să separăm procesele. E nevoie de un centru de coordonare care are drept sarcină 7 zile pe săptămână să se ocupe de criza refugiaților, asigurarea unei buni coordonări cu administrația publică locală, primarii, consiliul locale, cu voluntarii, organizațiile neguvernamentale. Iar guvernul și parlamentul, desigur, să susțină eforturile acelui centru de coordonare a crizei refugiaților, dar să se ocupe de reformele necesare statului și cetățenilor. Chiar dacă atenția cumva publică va fi sigur nu pe că, asta? Sigur că războiul din Ucraina, agresiunea Federației Rusie împotriva ucrainenilor și ucrainii ne-a captat atenția. Dar iată că armata ucraineană a stabilizat frontul, iată că au succese militare, resping această agresiune, cu regret mor civili, sunt omorâți cu intenții civili, femei, copii, lucru probat, filmat și așa mai departe. Sper foarte mult să răspundă cei responsabili
pentru aceste crime de război. Să răspundă unde? Într-un tribunal internațional, să fie penalizați de proprii cetățeni care sper să trezească la o anumită conștiință civică. Dar între timp, noi avem un stat de construit, instituții de construit și o societate de avut grijă. Absolut. Stoian Oglu, fostul procuror, mă rog, procuror general suspendat, a fost scos de sub control judiciar. Vreau opiniile dumneavoastră despre asta? Eu nu pot avea o opinie despre asta în momentul în care am o atitudine foarte sceptică și critică față de ceea ce se face în direcția reformei justiției. Deci, mi-e greu să comentez, chiar, nu știu, ceea ce m-a surprins e că nu i s-a dat interdicție de a părăsi țara. Asta era controlul judiciar și el a fost scos. Era o măsură, cred că, proporțională situației. E regretabil, cred eu, și... E regretabil că a fost scos de sub control judiciar? Nu, în sens că eu, în momentul în care, nu știu, a fost scos pe orice control, dacă procuratura a crezut la început că, iată, prezintă niște riscuri și cere arest și după aia instanța a spus că nu mai e nevoie sau nu mai e nevoie nici de control judiciar, mă rog, îmi pun niște întrebări față de mă rog, decizia instanței. Dar, mă rog, o să vedem mai departe ce o să fie cu procesul. Acuzațiile care au fost aduse lui domnul Stoian Oglu sunt destul de grave. Mm-hmm. Până la urmă, el este bănuit inclusiv de o înțelegere cu Veaceslav Platon în vederea, da, facilitării, eliberării acestuia și așa mai departe. Eliberării acestuia, facilitării anumitor procese și așa mai departe. În momentul în care începi cu arest și o termini cu scoaterea controlului judiciar, îți ridică și mai multe întrebări. Sau acuzațiile, alegațiile care au fost formulate sunt slabe și au fost mai mult, prezumate, pretinse decât probate, sau e o problemă cu instanțele noastre care sunt volatile și își schimbă macazul de la o zi pe alta. Important să ne mișcăm pe preevaluare și pe evaluare și să vedem ce e cu sistemul ăsta de către cât mai curând. Pentru că altfel claritate nu o să avem. Eu nu știu acum ce să cred despre hotărârile, deciziile, închierile și așa mai departe a instanțelor judecătorie. Nu știu ce să cred. Deci, instanțele noastre judecătorie astea sunt ca un fel de loterie națională. Da? În dependență cum îți cade norocul. Da? Ai ajuns la... Ți-a căzut norocul să fii judecat de un judecător care știe de lege și bun simț? Bravo! Nu ți-a... N-ai fost norocos, ai ajuns în altă parte... Nu, înseamnă că așa e viața. Tocmai de asta a fost perfect, puse pe pauză. De asta e nevoie. Judecată, în cazul stării de urgență. Eu nu știu, eu nu am văzut multă logică în spatele acestei decizii, sincer să vă spun. Pentru că a opri examinarea cauzelor civile, contencioase, administrative și așa mai departe, asta înseamnă a opri și economia. Asta înseamnă a crea impedimente ori instanțele rezolvă în primul rând litigiile între agenții economici care sunt vitale pentru buna funcționare a economiei. Și eu ca avocat înțeleg aceste lucruri. Da. Deci două luni de zile de blocare credeți că blochează economia? Două luni? Eu sper stare de urgență cu două luni. Dar sper că colegii care sunt la curent să dea mai multe detalii, dar cineva a încercat să se folosească de această situație incertă. Cine? Să ia, eu nu vreau să intru în detalii, dar... Au fost sesizate anumite riscuri și s-a luat această decizie, într-adevăr, ea nu este simplă. Eu sper că se revină cât de curând la decizie, dar a fost o anumită rațiune în spatele acestei decizii. Deci, era foarte important să explicați public acest încercare de unde venită. Noi am auzit la Cutia Neagră, un reprezentant al acționarilor unei bănci a vorbit despre riscurile legate de luarea unor decizii, sume mari de bani, Platon, vorbim despre asta? Iarăși, cei care sunt direct implicați în proces la nivel de Ministerul Justiției sau la nivel de cei care sunt implicați în reforma justiției să dea mai multe detalii. Este adevărat că se încearcă anularea deciziei Comisiei Situații Excepționale legate de numirea unui nou alt administrator la aeroport? Nu pot să mă expun pe acest subiect. Repet, cred că ar fi mai bine să vorbiți cu cei care sunt în Comisia Situații Excepționale. Nu știți. Dar dacă se schimbă, dacă este luată o astfel de decizie și aeroportul revine sub controlul lui Șor, în acum, într-o situație atât de sensibilă,
Bun, eu, vă dați seama, e greu să-ți expui pe situații ipotetică sau altceva. Noi am luat o decizie necesară pentru securitatea statului și deja... Okay. O să acționăm ca atare mai departe. Da. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Noi luăm o pauză, după care revenim să avem o discuție foarte interesantă și sper eu caldă cu colegii noștri care au revenit zilele trecute din Ucraina. Au stat 14 zile și au privit războiul de acolo, l-au văzut și l-au simțit pe propria piele. E vorba de Viorica Tătaru și Andrei Captarenko. Vă aștept după pauză să discutăm cu ei. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, băi, sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e debatul, nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu.
Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate în loc, nu vreau. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Am revenit în studio. Am o deosebită plăcere să vă prezint pe invitații mei din această parte a emisiunii. Sunt colegii noștri, Viorica Tătaru și Andrei Căptarencu. Ultimele două săptămâni, i-ați cunoscut mult mai bine, i-ați cunoscut și sunt sigur că v-ați făcut griji pentru ei la fel ca și noi, pentru că Viorica și cu Andrei s-au aflat în toată această perioadă în Ucraina, în diferite regiuni ale Ucrainei, de unde au urmărit începutul războiului și modul în care el s-a desfășurat până în acest moment. Viorica, Andrei, mulțumesc că ați venit, ne bucurăm tare mult că ați venit acasă, că ați venit și că ați venit în studio la Cutia Neagră. Mulțumim pentru invitație, da, pentru grijă, pentru ajutor, susținere și toate. Și noi împreună. Ne bucurăm că suntem în final acasă, adică nu că nu speram. Îmi părea la un moment dat că voi nu vreți acasă, că eu stăteam și vă convingeam, aveam impresia că nu tare vreți acasă. Eu m-am gândit mult timp cum să încep partea asta a emisiunii, discuția cu voi. Și m-am amintit că în această vară, fetița mea citea un roman. Un roman pentru copii, care se numește Războiul care m-a învățat să trăiesc. Și mă întrebam, acest război, ce v-a învățat pe voi? Războiul care m-a învățat să trăiesc, bun titlu, trebuie să-l citim și noi, cu siguranță să-l bun, citim. E bun. Pentru mine personal a fost o experiență enormă, o experiență pe care n-aș fi căpătat-o oriunde în altă parte. Păcat cu această ocazie, dar pentru munca noastră jurnalistică înseamnă foarte mult o asemenea experiență și într-adevăr, asemenea experiențe pot schimba viziuni, pot schimba anumite principii, anumite aspecte ale vieții. Eu, din prima zi chiar, mi-am pus așa un scop, am zis, wow, după tot ce se întâmplă aici, noi chiar trebuie să facem un restart total. Pentru că atunci înțelegi că detaliile nu mai contează, lucrurile mărunte nu mai contează. Contează, adică viața are prioritate și atât. Prioritățile se schimbă. Eu ce pot să zic, că eu întotdeauna am fost pasionat de experiențe puternice, adică asta mi-a oferea și profesia pe care mi-am ales-o. Și deja suntem în sezonul 2, noi cu Viorica realizăm un proiect dincolo de Nistru la TV8, pentru TV8 și cu TV8. Și noi cumva lucram în zona noastră de securitate, noi ideea proiectului nostru este istorie despre război, istorie despre prin ce au trecut oamenii, cum au trecut, cu ce sechele au rămas, care sunt consecințele lor, toate aceste istorie. Și de fiecare dată când vorbeam cu oamenii, pentru că în 92 când ei trăiau acest coșmar, eu mi-amintesc acelea, doar că eram prea tânăr, prea copil ca să înțeleg ce se întâmplă și să fiu implicat. Dar acum, cumva s-a întâmplat așa, fără ca să ne dorim asta, eu am simțit pe pielea mea începutul războiului. Adică eu eram în oraș care a fost practic atacat primul, eu m-am trezit de la faptul că a început războiul. Dar cum ai înțeles, apropo, vreau să te întreb, cum ai înțeles că a început războiul? Eu țin minte discuțiile noastre din primele zile, că tu te-ai dus mai devreme ca să înceapă războiul. Și eu te întrebam, care e atmosfera? Și tu ziceai, eu încă nu înțeleg, adică văd că la știri vorbesc că e război, dar la noi e liniște în jur, nu văd nimic, nici bubuituri, nici... Cum ți-ai dat seama că iată a început războiul? Păi uite, eu așa o să încerc foarte, foarte pe scurt să fac o cronologie.
Am ajuns seara pe 21, am ajuns în Mariupol, am ajuns la unde eram cazați, am ieșit în oraș, pentru că eram în centru cazați, am ieșit în oraș, am văzut un oraș foarte frumos, ceea ce în estul Ucrainei mai, adică nu că noi e mai frumos, nu e ca la noi, dar e un oraș destul de simpatic, cu oameni relaxați pe străzi, copii, femei, bărbați, adică o viață absolut normală. Pe 22 am asistat la un meeting, la un eveniment în fața teatrului, în centrul orașului Mariupol, unde toată lumea era foarte încrezută că nu va fi război. Nu va fi război, asta este, pe ei încearcă să-i sperie și ei nu se sperie și era așa o atmosferă de sărbătoare. Oamenii se întâlneam, eu vorbeam cu ei, întrebam la ce vă așteptați, cum credeți, cum simțiți situația. Nu, noi nu credem că va fi război, dar dacă va fi război, noi o să luăm arma și o să apărăm. Până pe 24, astea erau discuții și totul era în principiu, totul puteai să crezi ce zice omul, și pe 23, când era 23 februarie, în care s-a sărbătorit și inclusiv și în Ucraina, adică auzeai că dacă azi e sărbătoare, se felicitau bărbații, în blau așa. Mariupol sunt mulți vorbitori de rusă, da, e rusificat. Acolo, nu, acum se vorbește și mulți vorbesc ucraineană și ne-a explicat de ce. Noi vorbim din principiu deja ucraineană, pentru că totuși suntem ucraineni, s-au întărit în convingeri. Dar când ne-am trezit pe 20, de fapt, la 5:20 m-au trezit niște bubuituri foarte puternice. E foarte greu să le povestești dacă nu le-ai trăit. Adică numai când le trăiești îți dai seama cât e de puternic, da, și ce impact aceste explozii pot avea asupra oamenilor. Și noi ne-am dat seama că asta nu este o explozie pe care noi am mai filmat înainte, că din când în când trageau din partea cealaltă, ei ziceau că din partea asta se trage spre ei, erau destea dueluri despre nimic. Da, pentru că acolo a fost... Și aici noi ne-am dat seama că asta a fost lovit orașul și s-a dovedit pe urmă că pe linie dreaptă asta a fost la vreo un kilometru jumate de unde eram noi cazați de centru. Uite, Andrei, vreau să revedem imaginile din Mariupol, în perioada în care tu te-ai aflat acolo, imaginile pe care le-ai filmat tu în Mariupol. Și imaginile din aceste zile, de ieri și de astăzi, din Mariupol, pentru că ai văzut probabil... E o diferență. Orașul practic a fost șters de pe fața pământului, au fost distruse foarte multe clădiri, am văzut știrea incredibilă a cruzimii de bombardarea unei maternități din acest oraș. Hai să revedem aceste imagini și să discutăm un pic despre ele. Ea este distrusă. Da. Înțeleg că nu s-a auzit ce discutam noi până acum. L-am întrebat în timp ce privam aceste imagini pe Andrei dacă el cunoaște locurile astea din imaginile filmate astăzi, pe 10 martie. Și
Da, din ce văd acum mi-e foarte greu să, pentru că totul este, dar nu pot să-mi dau seama unde este, că totul e distrus, dar am văzut astăzi imagini, am văzut imagini cu o stradă paralelă pe care stăteam noi, strada Universității, care este la fel bombardată, pentru că am petrecut acolo și am recunoscut totul. Da, este un dezastru. Este greu de imaginat că la nivelul la care am ajuns noi și la evoluția la care a ajuns omenirea, încă se mai aleargă sub ploaia de gloanțe, încă se mai aruncă cu bombe. Dacă practic ne-am întors în timp. N-am evoluat deloc dacă am ajuns să vedem asemenea imagini astăzi. Aveam așa un sentiment după primul atac despre care povesteam, care ne-a trezit, pentru că după ce a urmat, noi ne-am urcat în mașină, am luat echipamentele și ne-am dus să găsim acest loc. Am găsit, pentru că autoritățile din oraș au fost destul de receptive. După verificările care le-au făcut cu noi, ne-au dat informația și noi am ajuns acolo unde au fost aceste bombardamente și cumva aveam așa un sentiment că oamenii care au rămas în, care le-au distrus casele și eu vorbeam cu ei, dar ei totuși au rămas în viață și aveam așa un sentiment că, uite, măcar oamenii au rămas în viață, ok, o să-și reconstruiască, că toți ziceau, da, o să-i construim, nu plec nicăieri, eu nu plec, asta e casa mea, eu o să o refac, poate orașul mă ajute, poate cumva mă descurc eu. Și eu credeam, uite, măcar, ok, a lovit bomba, a rămas în viață, acum tot o să fie bine, dar eu văd că, nu știu dacă, prin ce au mai trecut ei după ce am plecat noi. Totuși este incredibilă rezistența lor și încrederea lor, da? Pentru că eu tot am întâlnit atâția oameni care au zis noi o să reconstruim casele, dar ei vor pierde oricum. Da. Au atâta încredere și au atâta curaj. Este de neimaginat. Viorica, eu vreau ca noi să revedem și alte imagini, de data asta din Kiev, pentru că tu ai ajuns în Kiev în momentul în care în Kiev era încă liniște. Da. Și a doua zi dimineață a fost bombardat acel bloc de locuit, da? Tu ai mers acolo și ai făcut imagini. Tu ai dormit, dacă mi-amintesc, Ne-am adăpostit într-un hotel. Chiar. Povestește-ne despre cum s-a început războiul pentru tine. Războiul? Cum ai simțit tu că el a început? Da, a început în Odessa, pentru că eu pornisem cu altă echipă paralel și urma să ne întâlnim cu Andrei, dar așa și nu ne-am mai întâlnit. Și dimineața la 6 m-am trezit când a sunat telefonul și Andrei mi-a zis: a început războiul, trebuie să plecați de acolo, că vor începe curând bombardamentele. Uh-huh. Și ne-am trezit, ne-am uitat, am zis, parcă nu se aude nimic, parcă e liniște. Cineva ne-a zis că în port s-a bombardat, noi eram chiar lângă port, nu era nimic. Am ieșit în oraș. Spunea atunci că a fost bombardat aeroportul, dacă mi-amintesc eu bine. Și eu încă te întrebeam, tu știi ceva despre aeroport? Zici, nu, aici e liniște, exact ca și cum s-a întâmplat și cu tine, Andrei. Abia când am văzut agitația din oraș neobișnuită pentru Odessa, am văzut o agitație, lumea făcea cozi la magazine, la benzinării, la bancomate, să-și scoată bani. Și atunci am înțeles că deja toată lumea e conștientă că ceva se întâmplă, sunt în pregătire a ceva. Apoi când am pornit pe traseu spre Kiev, tot agitația creștea treptat, până am ajuns să vedem coloana de mașini care mergea doar într-un singur sens, adică spre ieșire. Numai noi și încă vreo câteva mașini intrau spre Kiev. În rest, toată lumea ieșea și se simțea o încordare în aer, se simțea că toți erau în așteptare a ceva. Mașini militare, tancuri, chiar la intrarea în Kiev a trecut un tank pe lângă noi, zburau avioane. Deci era așa o atmosferă cumva care te treceau fiori, dar când am ajuns în piața lor centrală, în Maidan. Da, în piața Maidanului, am văzut o liniște de nedescris. Pentru prima dată am văzut Kievul atât de schimbat. Deci nu se întâmpla nimic, nu erau bombardamente, dar era un pustiu pe care nu l-am mai văzut. Am mai fost în Kiev și n-am mai văzut așa atmosfera acolo. Și ne-am cazat într-un hotel din care fugiseră toți angajații. Nu era nimeni. Au rămas trei tipi de la security și ei au fost cei care au primit, pentru că numai jurnaliști erau, restul nu erau. Oameni simpli care să vină să se cazeze, nu mai erau nici personalul hotelului, nimeni. Tu ai simțit frică?
Când ai simțit frica prima dată? Aș minți dacă aș zice că n-am simțit frică. Am simțit chiar atunci când am trecut hotarul și când cei de la vamă ne-au zis, voi mergeți încolo, ce cu voi? Acolo e periculos. Și am zis, păi trebuie să mergem să vedem ce se întâmplă ca atare. Dar iată dimineața când ne-am trezit și când am început a vedea agitația și când am început a vedea informații, știri, totuși, eu m-am simțit mai liniștit acolo decât dacă aș fi fost aici să urmăresc știrile sau canalele de Telegram. Sau... Pentru că era prea multă agitație. Oamenii acolo nu erau agitați, se simțeau o tensiune, se simțeau o neliniște, dar nu făceau panică, nu panicau. Pe rețele când deschideam era o panică, se zicea că totul e bombardat, totul e invadat, armata rusă deja a acaparat totul. Și cumva atunci ne-am dat seama că se întâmplă o dezinformare totală. Unde suntem? Mă sunase și tu la moment și m-ai întrebat și eu ți-am zis, eu nu văd nimic, eu pot să zic doar ceea ce văd. Mai mult de atât, nu. Da, apropo, asta e frica cea mai mare la Chișinău acum, să nu cadă oamenii pradă panicii. Iată, cum se descurcă cu această problemă, această provocare cei din Ucraina? Eu acum... Știți televizoarele. Eu acum la modul practic pot să zic, pentru că la început când noi am venit acolo, căutam cum ne se părea nou, care sunt cele mai... canale mai obiective care sunt astea și prin recomandări ne-au dat, ne-am conectat, ne informam, dar după două zile deja de război, când eu citeam și chiar eu intram în panică, aveam momente când wow, și pe urmă citeam despre Mariupol și eu eram acolo, cum zice și Viorica, numai că Mariupolul chiar era, și eu citeam despre Mariupol că e ceva se întâmplă, că rușii deja sunt în centru, deja controlează totul. Și eu vedeam că nu este adevărat. Astea erau canale ucrainești? Erau și ucrainești și mi-am dat seama că, de fapt, se lucrează foarte, foarte subtil. Voi ați simțit război informațional înainte pe cel... Da, și atunci am renunțat, adică ne-am găsit câteva canale oficiale, eram în contact cu un ministru din guvernul ucrainean, eram în contact, adică m-am abonat la câțiva oameni oficiali și atunci primeam informația oficială care... era cea mai viridică, adică realitatea era așa. Ce vedeam eu, aceeași auzeam. Totodată nu o să descurajăm oamenii și o să zicem să nu mai vadă nimic, să nu se informeze. Trebuie doar de analizat bine, de cântărit bine tot ceea ce vedem, ne facem concluzii, păstrăm un echilibru, că altfel, da, te pierzi în informație și informația izbucnește înaintea bombelor, cumva. Da. Asta e cel mai grav. Panica vine înainte ca să vină pericolul cel care, mă rog, atentează la viața noastră. Noi trebuie să luăm o pauză de publicitate. După pauză vreau să discutăm despre ce îi face pe ucraineni să fie atât de curajoși și să fie atât de rezistenți. Deci asta, dacă este un miracol în tot acest război, este modul în care Ucraina s-a mobilizat și a reușit și reușește în continuare și încă cu foarte mare succes să facă față unui dușman care până mai ieri legendele spuneau că este de neînvins. Ce îi face pe ei să învingă neînvinsul? Discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e debatul meu, o problemă. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel? Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovescu, de Start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum
Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Am revenit în studio, continuăm să discutăm cu Viorica Tătaru și Andrei Căptărencu despre experiența lor din Ucraina, din perioada, din momentul în care a început războiul din Ucraina. Războiul provocat de Federația Rusă. Ucrainenii toți înțeleg că este un război de agresiune rusească. Trebuie să fie, nu știu cum, să nu vezi realitatea. Trebuie să treci într-o realitate paralelă. Absolut toți ucrainenii, în final au înțeles cine este agresorul și cine este inamicul. Pentru că iarăși, ceea ce făceam noi, pentru că noi nu suntem specialiști în militari, noi suntem oameni din această, care facem această profesie și care mergem la alți oameni care se află într-o situație și îi întrebăm pe ei direct ce simțiți, ce trăiți, cum vă descurcați acum. Și absolut toți. Eu n-am întâlnit un om. Și eu am discutat cu cei din Harkov, cei din Mariupol, care este un oraș. Ei toți au zis, noi, i-au zis Putin cum despre navă rusească și următorul mesaj a zis că în principiu, în final, noi ne-am unit ca națiune. Noi putem să-i mulțumim acestui regim că ei pe noi ne-au creat ca națiune, pentru că în final noi ne simțim toți uniți împreună, fără diferență de în ce limbă vorbim. Nu este o problemă asta, este tot atât de inventat și noi singuri, noi ca țară am trecut, ca Republica Moldova, noi am trecut prin aceste invenții și am suferit din cauza acestor invenții și suferim și astăzi, suferim. Și ucrainenii s-au format ca națiuni, ei în final... Dar asta a luat un timp, nu că nu s-au format în două zile. Au luat 30 de ani și 8 ani de război, da, care au avut ei din 2014. Și acum este... Am ajuns la momentul culminant, în principiu, în această istorie. Noi astăzi chiar trăim momente istorice. Cine înțelege asta, poate să savoreze într-un fel, să fie atent la ce se întâmplă. Uh-huh. Nu doar să ne panicăm și să cumpărăm sare, că mi-a scris și mie cineva că sare a dispărut, să ne cumpărăm sare. N-ai scris, dar în toată această perioadă noi ne-am încărcat energetic din energia lor. Uh-huh. Și cum era energia lor? Era atât de încurajatoare și atât de siguri pe faptul că ei vor trece peste asta, că ei vor rezista. Da? Ai văzut că ei au și niște lozinci pe care le spun la fiecare pas. Noi vom rezista, Ucraina rezistă, Ucraina luptă. Deci, cumva, ei se mobilizează și mobilizează și pe cei din jur. Uh-huh. Și dacă foarte multă lume ne-a întrebat cum voi ați rezistat? Și am zis, noi am rezistat datorită lor, pentru că ei te încarcă cu energie și ei te ajută să înțelegi că, de fapt, războiul acesta este pierdut
de către armata rusă deja. Psihologic. Psihologic. Și cineva mi-a zis că dacă Ucraina va ceda psihologic, înseamnă că Rusia a biruit. Și ei mizează foarte tare pe războiul ăsta psihologic. De-aia și ziceam de înjurăturile care le scriu ei peste tot. Dacă la început mi-era incomod, cumva ziceam, wow, atâtea înjurături peste tot. După aia am înțeles, dar ce înseamnă o înjurătură pe lângă... Ce fac ei? Exact, pe lângă niște proiectile sau o ploaie de gloanțe. Deci înjurăturile uneori te ajută să scapi de stres, pentru că în momentul în care mergi pe stradă, citești înjurătură, vrei să zâmbești, nu te întristezi, nu? Uh-huh. Deci au tratat cu umor războiul. Și m-am mirat, în așa condiții, oamenii ăștia au găsit puteri și au schimbat toate billboard-urile în oraș și au pus mesaje demotivaționale pentru cei care vor veni să-i agreseze. Da, dar totuși, tu ai văzut acolo și multă tristețe. Eu mi-amintesc că tu ai stat, cât timp ai stat în Lviv? Am stat vreo 5 zile. Vreo 5 zile, deci 5 zile în care ai stat într-o gară a suferinței, da? A disperării. O gară care, mă rog, oamenii căutau acolo ieșire din situație, dar am să rog colegii dacă pot să găsească imaginile din gara din Lviv să le pună pe ecran, să le revedem. Și acolo tot ai simțit energia asta pozitivă, așa cum oamenii plângeau în speranță să găsească, să prindă un loc în trenul care duce spre Polonia, unde se pot salva? Da, deși erau imagini dureroase, deși în momentul în care venea trenul se începea o nebunie totală, că nu mai puteai ajunge acolo, se împingeau, era în vălmășală, toți vreau să prindă un loc, pentru că înțelegeau că asta e șansa lor, cine prinde un loc, acela pleacă. Da. Nu erau bilete, deci era trenul de ajutor, trenul help. Da. Care ajută oamenii să plece. Și era, cineva își pierdea copiii, țipau, urlau, se îmbrânceau, se înjurau. Dar pe câți oameni am întrebat, cum sunteți? Mai aveți speranță? Da, noi sperăm, va fi bine, vom reuși, vom pleca, bărbații rămâneau, numai femeile cu copiii urcau, bărbații rămâneau foarte conștienți. Și toți care eu i-am văzut au fost foarte conștienți că ei trebuie să-și apere patria. Și ei urmau asta să facă. Dar soțiile nu încercau să-i convingă să se răzgândească? Poate în cazuri unice, poate sunt niște excepții în care... Hai să zicem că nu toată lumea este pregătită să ia o armă în mână. Și nu poți învinui niciun om de asta. Și totodată erau femei care ziceau că dacă nouă ni s-ar fi permis să luăm o armă în mână, nu ar fi ajuns locuri pentru bărbați în armata asta. Deci cumva este impresionant și oamenilor le place sau cumva ei sunt mândri dacă pot da o mână de ajutor. Da. Eu ce vreau să zic? Eu personal, ca om absolut normal, eu nu sunt militar. Când a început războiul, eu am avut momente de disperare. Eu credeam că iaca s-a început și o să fie. În capul meu erau acele scenarii cu care pe noi ne-au obișnuit rușii, televiziunile astea de propaganda lor, că ei vor intra, vor ajunge, mai ales că eu am fost în 2014 în Crimea și am văzut cum a fost anexată, asta tot s-a întâmplat în ochii mei. Și eu mi-era frică să nu se întâmple, să nu se repete istoria. Adică eu credeam că ucrainenii stare înainte de război și o să cedeze iaca după ce. Dar după ce eu am văzut starea morală a oamenilor, a militarilor, eu m-am calmat. Bine, trebuia să fie niște rezultate totuși, dar eu m-am întors de acolo absolut încrezut că armata lui, acest, nici nu vreau să-l numesc agresor. Pe nume, acest agresor, da, care va rămâne în istorie ca... Ca un criminal, da, el deja a pierdut. El a pierdut, pentru că ucrainenii tot zic, noi deja am câștigat. Și încă vreau să zic ceva. Pentru cei care critică, când am ajuns acasă, am văzut că aici e o bulă informațională. Aici ucrainenii sunt într-un fel, fac chestii, parchează, nu știu ce, nu le place, nu mulțumesc. Nu, adică noi suntem foarte... Astea sunt încercări de a destabiliza și a crea această artificială. Dacă am această ocazie, eu aș transmite acest mesaj. Nu trebuie să cadem în această capcană a dezinformării, pentru că Ucraina acum luptă pentru noi. Ucrainenii acum ne țin nou spatele.
pardon, nu ne țin nou spatele, pentru că noi suntem în spatele lor. Ei ne țin nou frontul. Ne protejează, deci, protejează, da. Ei sunt scut. Ei sunt, da și da. Și noi trebuie să-i ajutăm cu ce putem, fiecare, să contribuim. Dacă o să zicem că nu este războiul nostru, că pe noi asta nu ne... Noi, nu e adevărat. Noi acum trebuie să-i susținem, să-i ajutăm cu ce putem. Pentru cu ce putem? Măcar cu moral, măcar ajuți pe cineva, ajuți o femeie care bărbatul ei a rămas acolo, ajuți un copil, tata căruia acum se luptă și deja este un ajutor, pentru că tata care cu arma în mână acolo, el e mai liniștit. Eu am avut, și eu și Viorica, noi ne-am povestit, noi am avut multe cazuri după verificări care se întâmplă, care ați știut, deja v-am povestit cum asta... Verificări făcute de soldați. Verificări făcute de soldați, de poliție. Apărarea civilă. Nu, apărarea civilă, ei nu făceau aceste făceau verificări la posturi, dar eu mă refer echipajele astea mobile care te trezeai din sinin, te trezeai cu o mașină oprită brusc lângă tine, cu 5 oameni înarmați cu automate care te înconjurau în toată legea, te luau la muchie. Da, și începeau verificările. Și după ce totul era ok, foarte civilizat, oamenii, când aflam că noi suntem din România și din Moldova, au zis, permitem, chiar un tip din Odessa a zis, când a văzut că eu sunt din Chișinău, a zis, vreau să strâng mâna, foarte, pentru că soția mea este în Chișinău, și ea e ok, ați primit-o bine, noi acum sunt liniștit și acum pot să-mi fac treaba pentru că ea este în siguranță. La fel a fost și în Ismail, când alt soldat mi-a zis, ai mei sunt în România, au dus-o prin Tulcea, îi mulțumesc românilor. Practic noi acum toți ne-am unit, pentru că dacă rușii care erau ca la ei acasă întotdeauna în Ucraina, ei acum nu sunt bineveniți și mult timp cred că așa va fi. Dar noi, românii, moldovenii, noi acum cu ucrainenii ne-am... Eu zic că e un moment foarte bun pentru noi și... O solidaritate, da. Care și în asemenea momente oamenii dau dovadă de atâta compasiune și mobilizare și unire. Da, ce-i drept, între ei. Ce-i drept, vreau să zic o chestie, că de fiecare dată, totuși, când aflau că noi suntem din Republica Moldova, trebuia să facem niște explicări, să le dăm, pentru că la mulți le-au rămas în memorie acele lozinci electorale care au fost la noi peste tot, cu Putin la masă, cu politicieni care nu știu ce, vreau să impresioneze electoratul cu un criminal în poze, stăteau. Și ei cumva lor asta le-au rămas și apoi voi sunteți, stați, voi sunteți... Ei chiar mi s-a reproșat, a zis că voi sunteți proruși. Voi sunteți proruși. Nu, noi am fost în locul vostru, în 92, noi suntem sub ocupație acum. Noi acum mizăm că voi o să vă descurcați și o să ne ajutați și pe noi să rezolvăm problemele. Da, cu soldații, dacă ați vorbit și cu cei ucraineni și cu cei ruși, sunt curios, care este starea lor de spirit? Cu soldații ruși n-am vorbit. Cu soldații ruși n-am vorbit pentru că... Ei n-au vrut să te apuneți. Nu i-ați prins în prizoniere. Nu. Da. Am avut niște reguli foarte clare în principiu, pentru că ajungând acolo, noi am depus cereri pentru acreditare, dar perioada legală durează 4 săptămâni, 30 de zile. Și atunci noi am venit cu ideea că vor veni pe parcurs acreditările și a început războiul. Acreditările nu ni s-au dat și atunci a fost o dispoziție, au zis, ok, cine nu are acreditări, în a treia zi, mi se pare că de război, noi am primit un mail pe un chat oficial, am primit un mail în care ni s-a explicat, puteți, ziariștii străini pot lucra, doar pot lucra cu civile, adică noi nu aveam voie să filmăm obiective militare, întăriri, ceea ce e absolut normal, pentru că orice poză are coordonate și atunci pot fi folosite. Dar cu civilii puteam lucra,
era destul de... Eu vreau să zic că noi chiar dacă eram opriți și eram verificați, noi încercam să înțelegem, nu să ne supărăm sau să zicem ce înseamnă asta, să ne cerem drepturi sau nu mai știu ce. Încercam să înțelegem că este o stare excepțională, că oamenii trebuie să verifice pentru că s-au întâmplat și au motive, au toate motivele, au fost niște diversioniști care s-au dat drept jurnaliști și dădeau informații către armata rusă, dădeau informații distorsionate și atunci ei au început niște verificări. Jurnaliștii erau tratați ca da, posibile... Dar de fiecare dată am purtat cu fiecare discuție. E adevărat că ne-a luat o mare parte... Deci o mare parte a zilei ne ocupam de negocieri, discuții, explicații. Uh-huh. Dar bine. Cu soldați. Și cu soldați, cu militari, și cu poliția, cu toți uh-huh. care ne opreau. Pentru că sunt o grămadă de posturi peste tot. Uh-huh. Dar, dacă îmi permis, dar în principiu... Noi ne simțeam în siguranță când se întâmpla asta, pentru că eu realizam, de exemplu, că dacă noi eram în drum între orașe și ne apropiam de o anumită oră, nu mai puteam circula și atunci trebuia undeva să ne adăpostim. Dacă găseam un adăpost, era bine. Dacă nu, noi parcam undeva la o parcare, la o benzinărie, de exemplu, mergeam încolo și ziceam, uitați, noi am ajuns aici, mai departe nu putem merge, trebuie să rămânem peste noapte. Ok. Doar că în acea noapte, în noaptea aceea lângă Vinița, mai jos de Vinița și între Vinița și Zaporoje, au venit de 5 echipaje au venit peste noi să ne verifice. Și ne-au verificat, verificarea asta înseamnă verificare. Deci pe tine te verifică actele, cine ești, trimit datele tale, să mai verifică ele undeva. Deja toți care te-au verificat până acum, te-au introdus, îți pun întrebări, îți verifică telefonul, îți verifică mesaje, fotografiile, ce poze ai, ce ai făcut. Noi am fost duși chiar la secție de poliție, am fost reținuți, dar am încercat de fiecare dată să explicăm și încurajăm. Dar în principiu eu vreau să zic că eu mă simțeam liniștit că asta se întâmplă, pentru că asta însemna că totul e sub control, că într-adevăr controlează teritoriile, controlează orașele și oricine care e un străin, care nu e unde trebuie să fie, este verificat imediat. Da. Eu mă amintesc un moment, Andrei, niște imagini pe care le-ai trimis tu, nu știu, poate noi de aici le-am simțit altfel, când erai în Odessa, te retrageai din Mariupol, nu te așteptam deja. Din Nicolaev erau, când ați nimerit sub ploaie de gloanțe. Așa, mi-amintesc imaginile cele când le-am văzut și atunci am zis că eu cred că vouă va ajunge, hai veniți acasă, că nu stați atâta. Vreau să ne povestești despre acel moment, ce s-a întâmplat atunci. Echipa. Pușcau în voi în mod de intenționat? Noastră, nu, hai să explic. Da, vă rog. Echipa noastră a nimerit în două situații care aș prefera să nu le mai am în viață. Prima dată era în Mariupol, în prima zi de război, când am ajuns la acele, să filmăm casele distruse. La un moment dat, acolo deja erau militari, erau pompieri care stângeau incendiile, erau oameni, se adunau, din ziariști eram noi primii, adică n-am văzut alți ziariști, dar cu siguranță au fost și alții. Și la un moment dat, vorbind cu cetățeanul care acolo casa era distrusă, auzim bu, bu, bu și deja așa și eu cumva zic, wow, cam unde mi se pare. Și când am ieșit am văzut militare și am văzut că militare s-au culcat la pământ și s-au adăpostit, mi-am dat seama că este destul de serios și trebuie și eu undeva să mă adăpostez și mi-am dat seama că, uite, poate să fie orice, pentru că când cade o bombă peste oraș, asta este ca o ruletă rusească, pardon, uite ce metaforă, dar așa este. Ei trag și nimerești nu știu unde. N-am nimerit în lupte de stradă, din fericire. Dar asta a fost prima dată și a doua oară când ne întorceam din Nicolaev spre Odessa, și la intrare în Odessa... Sper, colegii, să poată pune aceste imagini pe post. Le-am transmis tocmai ce ca să le poată folosi. Când intram în Odessa și eram la un post de control, la un moment dat văd că mai erau încă trei mașini înaintea noastră. E o procedură de trecere.
Și la un moment dat vedem cum soldații au început să se agite, au început să scoată oamenii din mașină. Noi la început am crezut că asta sunt niște exerciții. Nu exerciții, că au prins niște infractori, niște infiltrați, uh-huh. Dacă ceva se întâmplă. Uh-huh. Astea. Dar am văzut că de fapt acolo sunt părinți cu copii în brațe, soldații care nu știu unde, și pe urmă au început nouă să ne arate că ieșiți din mașini și veniți cu aceștia, știi? Și noi am fugit și ne-am dat, da, am nimerit sub o alarmă. Era o alarmă de desant, de bombardament din mare. Adică nu știu, că ei nu-ți dau ție, nu-ți povestesc ce a fost. A fost o alarmă, toți s-au culcat, s-au pus pe poziție de luptă, ne-au băgat și pe noi în șanțuri. Da. Și o experiență. Da, o experiență greu de administrat, bănuiesc. Înainte de pauză spuneam, vreau să vă întreb dacă voi puteți să vă explicați de ce. Iată, tocmai acum vedem acele imagini care s-au întâmplat în Nicolaev, da? Asta... În Odessa, deja este deja în Odessa. Portul Iujnei, da. Fix acolo. Vreau să discutăm despre ce se întâmplă cu armata rusă. Deci, ce pățesc rușii că pierd acest război? E adevărat, contează foarte mult starea emoțională a soldaților ucraineni, pe de o parte, și a întregii națiuni, a întregului popor ucrainean. Dar cei care vin cu agresiunea, ei nu sunt și ei într-o stare morală bună? Eu nu pot să zic, pentru că noi n-am ajuns să vorbim cu rușii, dar eu sunt în contact cu prietenii mei din Rusia, eu îi sun, eu mă interesez. Și vreau să vă zic, eu am o statistică personală, eu vorbesc cu vreo 5 oameni. Uh-huh. Care îmi sunt apropiați și care eu vreau să știu ce-i cu ei. Uh-huh. Și din 5, doar unul cumva încearcă să justifice ce face liderul lor, dar ceilalți 4 sunt între 30 și 50 de ani vârsta. Uh-huh. și chiar vorbeam cu unchiul meu care deja are o vârstă și a zis că nu, ce se întâmplă, noi înțelegem că este o crimă, uh-huh. Dar din păcate nu știm ce să facem, putem doar să încerc să plec de aici. Uh-huh. Asta crezi că e starea de spirit și întreaga societate rusească? Sau vorbim despre intelectualitate? Tu bănuiesc că... Eu, de fapt, un pic eu asta vreau să zic atunci când primele zile de război simțeam o mică frică. Pe urmă când am frică, eu vedeam perspectivele și ele pe mine mă speriau. Uh-huh. Eu înțelegeam că dacă trece Ucraina, cade următoarea Moldova, în mod automat, nici nu, pur și simplu. Și cumva vedeam așa perspectivele nu foarte bine, dar încet eu am înțeles altceva. Eu am înțeles că nu că Ucraina este atât de puternică, dar eu am înțeles că Rusia este atât de slabă. Pentru că ceea ce fac ei și strategia lor nu trebuie nici să fie, e chiar pe bun, e ceva... Și dacă ne-am dat cu presupusul, dar dacă am analizat la rece, am zis, cine ar putea merge după așa o ideologie? Cine? Deci oamenii care gândesc sănătos n-ar putea să meargă. Dar oamenii acolo sunt prostiți cu televizorul. Noi am văzut multe filmulețe în care oamenii repetă ca papagalii doctrina lui Putin, nazism și tot așa mai departe, mai nou și preiau, că pentru că mesajele se schimbă, ați văzut. Deci caut noi argumente pentru acest război. După care, mai nou, că noi am atacat pentru că, ca să nu ne atace, pentru că urmau să ne atace ei. Patriarhul rus în general a zis că apără creștinitatea de LGBT. Deci acum, și rușii consumă asta la greu, pentru că ei n-au alternative. Acum, în general, presa independentă a dispărut de acolo. Din păcate, ei altceva n-au ce consuma. Noi am privit un pic mai înainte imaginile din Mariupol. Orașe de genul ăsta distruse, din păcate, mai sunt în Ucraina mai multe. Rușii înțeleg că și-au schimbat tactica. Dacă inițial ei atacau cumva obiectivele militare, cum ziceau, ei fac demilitarizarea Ucrainei, acum merg pe o altă tactică a pământului pârjolit. Ei distrug cu totul orașele. Am avut o comunicare cu cei de la ambasada Ucrainei, ca să înțelegem ce se întâmplă din Moldova, și ei ne spuneau că tactica este aplicată pentru că rușii înțeleg că ei nu pot cuceri orașele, chiar dacă
le bombardează de sus, ei nu le pot cuceri. Oamenii nu pleacă, oamenii rămân să lupte și unica metodă de a lunga oamenii din orașe este să distrugă aceste orașe și oamenii să nu aibă încotro, să trebuiască să fugă. Voi sunteți de acord cu această părere? Împărtășiți această părere? Nu știu, majoritatea... Să ne așteptăm că așa vor face mai multe... Ce știu eu cu siguranță și din ce am văzut și am analizat materialele cu prizonierii de război ruși, eu am înțeles că ei, de fapt, nu înțeleg ce fac acolo. Foarte mulți dintre ei nu înțeleg ce fac acolo. Că în momentul în care i-a întrebat de ce ați mers, de ce ați venit în zona asta, nouă așa ni s-a spus. Sau erau răspunsuri care nici de cum nu erau argumente. Mi-am dat seama că ei nu înțeleg de ce au venit, nu înțeleg care este scopul exact. Ei au pus, i-au trimis, le-au zis exact ce au de făcut și cam asta este. Deci... Adică, haideți altfel, haideți să ne gândim, pentru că noi suntem oameni civili, noi nu le pricepem, dar haideți să ne gândim așa. Dacă tu faci, cum zici, o operațiune de cauți, nu știu ce, ca să zicem, infractori din punct de vedere a rușilor, infractori care au luat putere absolut, deci tot poporul a votat pe președinte și ei zic că el este, anume puterea de la Moscova este ilegală, pentru că 92... E când au tras în Parlamentul, în Parlament, 92 sau 93, nu mai țin minte, când au tras în Parlamentul, atunci au făcut... tu bombardezi orașele, adică ce operațiune este aceasta care noi vedem în aceste imagini? Asta este un război curat, adică tu în cine nimerești? În copii, în mame? Asta este o crimă, pentru că tu ucizi civile. În război se luptă soldații între ei, nu ucizi... Da, și n-au puterea aceasta să intre ca soldații, ca... Nu, ei bombardează din avioane, cu rachete, cu... Adică asta... Noi mai avem mai puțin de un minut. Vreau să vă întreb, mi-ați spus că vreți să reveniți în Ucraina și am să vă întreb de ce. Deci ați trecut o experiență așa tensionantă și vă duceți înapoi. Vă duceți să întâmpinați pacea. Noi vrem să prindem... Vrem să prindem acest moment istoric, când va fi semnat tratatul de pace sau când oamenii vor zice că în sfârșit la ei a revenit pacea. Dar vis-a-vis de toate astea, pentru noi, pentru munca noastră, este foarte important că în aceste momente să fim acolo, să vedem cu ochii noștri ce se întâmplă și să transmitem și publicului care ne urmărește să înțeleagă realitatea de la fața locului și datele corecte și ceea ce se întâmplă. Fără manipulare, da? Noi avem oamenii noștri, de asta vă arătăm, să știți că ei sunt... Există și sunt reali și obiectivi. Din păcate, eu cred că Putin nu poate să piardă, pentru că dacă el se retrage și pierde și se încheie acest război, asta înseamnă că el trebuie sau să se împuște, sau să îl împuște cineva, sau să fie arestat. Eu cred că asta va fi va continua și doar că va fi un război de asta, mocnit. De gherilă, de stradă. Da. Oricum, istoria a arătat că agresorii niciodată nu câștigă. Să sperăm că istoria va fi dreaptă și de data asta. Să sperăm. Noi așteptăm momentul în care să auzim că este pace, nu se mai trag focuri, oamenii pot reveni la casele lor. Sper cât mai mult să poată reveni la casele lor și le găsească. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru munca pe care o faceți voi în teren și pentru curajul vostru. Cred că pot să o fac din numele tuturor telespectatorilor și a colegilor de la TV8. Vă doresc succese mai departe și promiteți-mi, vă rog, că o să fiți în siguranță și vă întoarceți bine de unde vă porniți voi să mergeți. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8. Urmează știri.